sezon Vadim Rață pe terenul Botoșaniului. S-a bătut repede, lovitura liberă, Vadim Rață, ocazie mare, gol! 1-0 pentru Chindia, minutul 25, Daniel Popa! Fulgerător contraatacul târgoviștenilor. Toată lumea surprinsă în defensiva Clinceniului. Daniel Popa înscrie astăzi al patrulea său gol în Liga 1 în acest sezon. S-a bătut repede, minge la Vadim Rață. Nu știu dacă a vrut neapărat Rață să-i trimită lui Daniel Popa. A văzut vreo 4 jucători ai Chindiei în fața porții, într-o poziție foarte bună. A aruncat balonul acolo. Pur și simplu, Daniel Popa a fost la locul potrivit. Avem 1-0 pentru gazde. Chindia are o singură victorie în Liga 1 în meciurile directe. E adevărat că n-au fost foarte multe. Cele două echipe s-au întâlnit mai degrabă în Liga a doua, unde Târgoviște